Și noi avem aici în platou pe, cum vă spuneam, membrii cele mai curajoase echipe a României. Așa le-am spus noi și nu cred că am greșit vreo clipă. Pentru că ei sunt militari ai armatei române, vreau să-i vedem pe toți într-un singur cadru. Ne vom mai întâlni cu alți doi colegi de ai lor din studioul de la Cluj, unul venit tocmai de la Zalău până acolo. Sunt doar câțiva dintre cei pe care i-ați văzut înainte și chiar în ziua de 1 decembrie, alergând prin România. Nu alergau așa că n-aveau altceva mai bun de făcut și pentru că tocmai, domnule Maior Patrick Luca, bună seara, bun găsit, aveați o misiune, nu? Bună seara. O misiune importantă pe care ați vrut să o duceți la bun sfârșit deocamdată, dar mai aveți de făcut lucruri, nu? Mai avem încă mult de făcut, nu? Vă spun imediat despre ce este vorba, dar dați-mi voie să vi prezint și pe ceilalți militari de aici, din platou, ajutantul Marius Apostol. Bună seara. Bună seara, rănit în teatrul de operații după câte misiuni, domnule Maior? 6 misiuni. Da. A fost rănit pe data 1 mai 2011 în teatrul de operații Afganistan. Unde a fost rănit? În mai multe locuri. Am coloana luptă în două locuri. E vorba de un tub rachisinteză metalică în care îmi susține coloana. Am vertebrele L1, L2 și L3, care nu mai există, din păcate. Am avut calcaneul zdrobit și reconstruit, tibia, picior stâng și fractură la cap. Vreau să le spun telespectatorilor că ați venit pe picioarele noastre, adică să nu și închipuie că tot ce ați descris acolo v-a făcut un învins și dimpotrivă. Ați venit, păreți în putere, vreți să faceți lucruri extraordinare de aici încolo și vreau să vorbim despre asta. Îl salut de asemenea pe sergentul major Doru Hamza. Bună seara, domnule sergent major. Bună seara, domnule Ursu. Două misiuni în Afganistan? Trei. Trei, îmi cer scuze. Am pierdut eu numărătoarea. Nu e nicio problemă. Când a fost ultima? Când v-ați întors de acolo? În luna iunie 2012. Iunie 2012. Plutonierul, caporalul, îmi cer scuze, am ceva cu gradele astăzi. Caporalul Florin Jitaru, bună seara, bun venit. Bună seara, bine v-am găsit. Uniforma de teatru de operații. Uniforma de teatru de operații, am trei misiuni, un Irak și două misiuni de Afganistan. Sunt militar al Brigadei 2VM Brașov și am venit pentru proiectul Invictus, o alegere foarte frumoasă și foarte bună, să ajutăm un militar, un luptător rănit în misiune pentru Jocurile Paralimpice. Așa cum vă spuneam, România încearcă să-și trimită reprezentanții la această competiție extrem de provocatoare. E un fel de olimpiadă. Sunt Jocuri Paralimpice care vor reuni militari din întreaga lume, din țările care au participat la coalițiile internaționale în teatre de război și din păcate au fost răniți. Au fost răniți, dar nu învinși și vor să continue, vor să arate că viața poate să fie altfel, dar la fel de frumoasă, chiar și dacă, din păcate, o astfel de suferință te-a scos pentru ceva vreme din rând. Îl mai salut din studioul de la Cluj pe un militar care a venit tavan din Zalău, Daniel Magdaș. Bună seara, bun găsit! Bine v-am găsit! Sunt plutonierul major Magdaș Daniel, fac parte din cadrul batalionului 317 Sprijin Logistic Voivodul Gelu din Zalău și împreună cu colegii mei din platoul dumneavoastră încercăm să mișcăm sufletele colegilor noștri, să ajutăm împreună să trimitem la Jocurile Invictus cel puțin un militar rănit în teatrele de operații în Afganistan și Irak. N-ați venit în alergare de la Zalău, nu? De data asta. Nu am venit, de data aceasta n-am venit în alergare, am venit cu mașina. Dar o să mergem în alergare la primăvară, pentru că nu o să ne oprim aici. Noi vrem să continuăm... Să continuăm împreună proiectele pe care le avem de demarat. Vreau să vin aici în platou la domnul Maior, pentru că știu că sunteți sufletul acestei operațiuni. Ați desenat o stea pe harta României, nu? Înainte de 1 decembrie. Ăsta a fost planul tactico-militar, nu? Să reușiți așa un desen imaginar al unei stele pe harta României, formată din traseele pe care le parcurgeau militari din diverse garnizoane. Nu? Așa? Am exact. Descris bine? Da. Am încercat să unim garnizoanele care au
echipe de voluntari în grupul Invictus de 1 decembrie la Alba. Astfel am reușit să creăm această stea cu raze către Iași, prin Piatra Neamț, către Vatra Dornei, prin Bistrița, către Zalău, prin Cluj, către Timișoara, către Craiova, către Curtea de Argeș, București, către Brașov. Au fost ștafete. Exact. Către Galați, Babadag și așa mai departe, alte numeroase garnizoane. Care a fost recordmenul? Cine a alergat cel mai mult, cea mai lungă distanță? Sau n-ați făcut astfel de ierarhii? Deși n-am urmărit, nici măcar n-am numerotat câți kilometri. Undeva cred că sunt între 3 și 4 mii de kilometri. Cred că echipa din Craiova, care a ales să alerge toată distanța până la Alba Iulia, cred că sunt recordmeni în acest, în acest proiect. Ei sunt Scorpionii Roșii, nu? Cei care au fost la prima și la ultima misiune Scorpionii Roșii, în Afganistan. Da. Vreau să vedem, fiindcă v-am vorbit despre aceste jocuri paralimpice, aceste jocuri Invictus, cum a arătat ediția de anul acesta? Ea a avut loc sub înaltul patronaj al Alteței sale regale, prințul Harry, cel despre care știți că, dincolo de stagiul militar, a participat, și o să vedeți niște imagini absolut spectaculoase, a participat la o expediție spre Polul Sud împreună cu militari răniți în teatrele de operații, 4 militari răniți în teatrele de operații. Sute de kilometri pe banchizele înghețate, o misiune absolut, absolut spectaculoasă, dar care în același timp a însemnat o mare provocare pentru acești militari. Haideți să vedem și imagini, să și auzim comentarii. The Arctic. One of the harshest environments on the planet. Warm the hands up before they get excruciatingly cold. Temperatures can sink to minus 50 degrees centigrade. The wind can reach 110 miles an hour. And all that's between you and 2.5 miles of ink-black Arctic Ocean are a few thin inches of ice. If your pole goes in, you're not only out of your harness, you go to the bottom of the sea. Careful! Into this extreme, 4 wounded British soldiers... right on the ribs! It's quite hard, actually. We're not making a lot of ground. 2 expedition founders. It's the end of day. Oh, holy cow. 1 polar guide. Wow! We have to be more careful because the pole can just run over and break your leg. And 1 prince. No matter who you are, unless you really hate the cold, this place is amazing. Together, they'll attempt the first unsupported trek to the North Pole by wounded servicemen. If successful, they'll set a new world record. This is the story of their journey. From the battlefields of Afghanistan to the top of the world. Până la urmă, deasupra întregii lumi, sunteți și dumneavoastră, domnule ajutant, pentru că ați supraviețuit, ați reușit să rămâneți în viață după povestea asta absolut cutremurătoare. A fost un dispozitiv exploziv, destul de mare. Un dispozitiv de aproape 200 de kilograme. 200 de kilograme? Da. Imaginați-vă o mașină de luptă, cum este MRAP-ul, care cântărește aproape 19 tone. Impactul a fost foarte mare. În schimb, mi-am asumat o responsabilitate, aceea de a scăpa cu viață atât ofițerul, cât și echipajul... Rămăsese răprins și... Practic, noi am fost atenționați, din păcate, în ultima clipă, top cover-ul, cel deasupra MRAP-ului cu mitraliera. Atunci ne-a spus că avem fir. A fost o decizie de moment a mea de a trage pe partea stângă, mi-am asumat acest aspect, întinzând și mâna către... Partea stângă pe care erați noastră. Da, întinzând și mâna, ofițerul tocmai vroia să coboare din MRAP.
o ușă cântărește aproximativ 500 de kilograme, e pneumatică. Am pus mâna pe el, am tras, am luat și am încercat să ieșim din situație. Din păcate, insurgenții... Deci pur și simplu ați atins acel fir? Exact. Cu botul mașinii, cu botul pe partea pe care erați dumneavoastră. Deci da, acolo dar a fost o decizie de mod de moment. Puteam să trag dreapta sau altceva, să scăpăm cât mai repede din atacul insurgenților, dar mi-am asumat-o pentru că era de datoria mea să salvez echipajul și ofițerul. Cât a stat în spital la recuperare? Mult timp, domnul. Am stat un an de zile imobilizat la pat. Am în Germania sau unde? Și în Germania și în România, la Spitalul Militar Central. Și cât a stat în Germania, familia v-a putut vizita? Sau aflau doar vești despre dumneavoastră? Eu, imediat după impact, am intrat în comă. Mi-am revenit la vreo 3-4 zile. Spre bucuria mea a fost că soția a venit alături de mine și a fost un impuls pozitiv pentru că m-a ajutat să trec peste aspectul ăsta. Am trăit foarte mult timp cu morfină din cauza durerilor foarte mari. Am 14 intervenții chirurgicale. Acum vă mai doare? Sincer, da, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, am coloana ruptă, trăiesc într-un tub de rezistență metalică, iar de la T1 până la L5 sunt prinse în plăcuțe și șuruburi. Depinde de vreme, de atmosferă, de absolut tot. Cum e plafonul de nord mai jos? Dar sunt un luptător și vreau să vă spun, domnul Ursu, că să mândru că sunt român, să mândru că sunt militar al Armatei Române. Și acest proiect, Invictus, este remarcabil că colegii noștri, societatea civilă, dumneavoastră, încercați pe cât este posibil să devină cât mai cunoscut, de a ne sprijini pentru un militar rănit de a participa la aceste jocuri paraolimpice. O să facem tot ce depinde de noi, alături de domnul Maior, alături de conducerea Armatei Române, alături de toți cei care ați văzut de la Cluj sau din Galați sau din Craiova și din Iași și de oriunde sunt înscriși în această campanie. Au început deja să o facă și cred că sprijinindu-vă, privindu-vă, ascultându-vă poveștile, înțelegând prin ce trece un militar în astfel de clipe, o să putem